Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. O săptămână care are drept amprentă fenomenul de lună nouă, intrarea Soarelui și a lui Marte în semnul Leului și nu în ultimul rând triunghiul pe semne de foc Uranus, Mercur, Saturn. Așadar, luați în calcul toate consecințele posibile, nu vă orientați către direcții greșite, înțelegeți slăbiciunile celor din jur fără a judeca și alegeți calea cea mai simplă către adevărul dumneavoastră. Vom discuta despre toate acestea alături de Wanda Flora, astrolog. Bună ziua, Wanda, și bine ai revenit. Bine v-am găsit. Am văzut câteva aspecte semnificative, să vedem așadar, pentru că berbecii vor fi destul de frumos influențați de intrarea Soarelui și a lui Marte în semnul Leului și de acest fenomen de lună nouă tot în semnul Leului. Ce vești le dăm? Deci vești bune pentru ei săptămâna care urmează. Ei sunt cei care se vor îndrăgosti, care vor descoperi sau redescoperi bucuria de viață, cei care vor deborda de creativitate și vor încerca să le arate tuturor celor din jur ce sunt ei capabili. Dar mare grijă, pentru că prima zodie de foc, berbecul, atunci când are șansa de a avea luna nouă, dar și Marte în leu, pe casa lor a cincea, sunt totuși tentați să facă exces de zel câteodată, sunt tentați să devină un pic stridenți și să ducă lucrurile în extremă, pentru că să nu uităm și leul este tot o zodie de foc și dacă pot duce lucrurile în extremă atunci când soarele este la ei acasă în berbec, când este vorba de a doua zodie de foc care guvernează emoțiile sau este guvernată de emoții, emoțiile sunt cele care pot fi duse la extremă de berbeci, de aceea le sugerăm cumpătare și să numere până la 10 înainte să acționeze. Nu vorbim aici despre momentul în care simt nevoia să îndrăgostească. Acolo pot să o facă fără să numere până la 10, dar orice alte acțiuni pe care vor să le întreprindă să fie cu măsura aceea care să le permită să se și gândească puțin înainte de a acționa. Să nu uităm că l-avem și pe Mercur pentru încă câteva zile acolo în leu și asta îi poate face să fie destul de teatral și să demonstreze cât de volubili și cât de sociabili sunt ei. Și ăsta este de fapt un lucru foarte bun, pentru că Mercur în leu îi determină pe berbeci, mai ales că este pe cel de-al treilea decan, să fie generoși cu cuvintele, să dea mai departe ceea ce știu, să poată deveni lider de opinie. Să nu uităm că Mercur este implicat în această piramidă regală pe semne de foc. El este conjunct cu nodul nord, ceea ce înseamnă că berbecii, dacă simt nevoia să vorbească despre ceea ce își doresc să facă în viață, despre ceea ce, felul în care își văd ei mai departe calea, o pot face, o pot face inclusiv cu oameni cu influență, cu oameni înțelepți. Trigonul cu Saturn din Săgetător de pe casa noua îi îndeamnă pe berbeci să nu ezite atunci când e vorba de a-și expune planurile de viitor și visele pe care le au, pentru că persoane cu influență îi pot ajuta și le pot aduce exact plusul acela de înțelepciune și cumpătare de care au atâta nevoie. Este o săptămână dinamică pentru toate zodiile. De fapt, pentru toate zodiile, sigur că da, dar berbecii în mod cu totul și cu totul deosebit, exact cum spuneai, Wanda, au foarte multe idei și își doresc să facă multe lucruri, aproape că nu le mai ajunge timpul pentru cât de multe lucruri își vor propune să facă și nu este deloc de ignorat faptul că dintre aceste lucruri o parte chiar vor fi puse în aplicare, poate puțin mai greoi la început, pentru că sunt și niște marcaje Saturn conjunct cu Luna Neagră care pot apăra evidenția mici obstrucții, mici obstacole, dar până la urmă, cu foarte multă tenacitate și vivacitate, după cum vedem, berbecii vor reuși să le pună aproape pe toate în practică. Pentru ei, spuneam, luna nouă pe al doilea semn de foc, acest triunghi regal despre care vorbeai tot pe semne de foc, Uranus, Saturn, Mercur. Avem și niște conjuncții delicate, Saturn, Lilith și așa mai departe. Toate aceste aspecte arată pentru berbeci nevoia de a descoperi soluții temporare pentru probleme de fond. Deci sunt probleme importante cu care
nativii berbec se vor confrunta și cărora ei le pot găsi soluții, poate de moment, dar soluții foarte bune. S-ar putea să nu fie o soluție pe termen lung, dar să fie cea mai potrivită la momentul respectiv. De asemenea, ar mai putea pune în ordine afaceri importante, este o săptămână prolifică și din acest punct de vedere. Trebuie să-și utilizeze rațiunea. Mercurii ajută foarte mult în ultimul decan al semnului leului și bine aspectat cu Saturn, un aspect deloc de ignorat pentru nativii berbec. Și de asemenea ar trebui să nu lase anumite neînțelegeri banale să le blocheze bunul mers al lucrurilor, situație care ar putea fi amprentată de această quadratură chiar astăzi, maxim mâine, Uranus-Soare. Avem niște aspecte care pot să arate pentru nativii berbec faptul că simt că anumite situații îi reprezintă cu adevărat, că sunt făcuți să facă anumite lucruri, să le identifice și să se bucure de posibilitatea de a intra exact în acele situații. Ei ar trebui să încerce să lase lucrurile să meargă într-o direcție pozitivă, să se lase ghidați total de către destin, pentru că au niște aspecte foarte frumoase de a fi corect direcționați de către destin. Și de asemenea ar trebui să aibă în cap ideile, lucrurile foarte clare pentru a reuși să le pună și în practică. Este foarte important și foarte interesant modul în care ei mentalizează ceea ce își doresc să pună în aplicare în această perioadă, pentru că Uranus, această octavă superioară a lui Mercur fiind în semnul lor și atât de puternic aspectată, arată faptul că dacă ideile vor fi clare și dacă mentalul va fi bine organizat și bine structurat, și acțiunile care, evident, apar din această ordonare și structurare impecabilă a planului mental, și acțiunile vor fi pe potrivă. De asemenea, ar putea lua și decizii pe ultima 100 de metri, pentru că Uranus arată de asemenea și lucruri făcute mai în pripă, mai pe fugă, mai pe grabă, dar totuși bune. Și le recomandăm să nu modifice radical anumite situații, pentru că s-ar putea să existe situații, acțiuni, activități, proiecte care vin către ei cu o necesitate de a schimba ceva, dar nu fundamental problema respectivă. Poate, să spunem, este vorba despre un proiect, trebuie să schimbe un capitol, este vorba despre o lucrare, trebuie să schimbe un pion, dar nu în totalitate proiectul, lucrarea respectivă sau acțiunea respectivă. Deci, mare atenție, pentru că există dorința aceasta de a fi radical, de a face schimbări, poate chiar de dragul schimbărilor, sunt necesare niște ajustări, dar nu atât de drastice cum s-ar putea să-i tenteze pe nativii berbec. Și ca o concluzie, este o săptămână care vine cu motivații puternice, cu planuri pentru viitor, vise pentru viitor. Îi interesează foarte mult să aibă dreptate în anumite situații. Saturn le șoptește că în multe situații cam au dreptate și pot veni și situații către ei pe această quadratură Soare-Uranus care le pot spune că uneori ar mai trebui să asculte și de alții. Și de asemenea, o altă sugestie din partea destinului, să încerce să afle unde își au originea anumite probleme. Acest lucru, de fapt, aș putea spune că este valabil cam pentru toată lumea săptămâna următoare, rezolvarea și aflarea originii problemelor cu care ne confruntăm. Să mergem mai departe să vedem pentru nativii Taur, Vanda, ce aspecte avem săptămâna care urmează. Ei vor beneficia de un strop de aplomb și energie în ceea ce privește comunicarea, atât luna cât și soarele în poziție de lună nouă împreună cu Marte sunt pe casa lor a treia, astfel încât vom vedea Taur volubil, dornici să socializeze, să se întâlnească cu oameni, să-și expună părerile în mod deschis și chiar cu un aplomb pe care îl au datorită acestor aspecte. Taurii au și Venusul acela pe casa a doua din Gemeni, care poate să le spună că vorba dulce mult aduce, pentru că ei sunt în momentul acesta dispuși să afirme anumite lucruri și vor trebui să fie atenți inclusiv la tonul cu care o fac. Pentru că Venus este în opoziție cu Saturn și orice tendință de a domina sau de a nu fi suficient de blând și împăciuitor poate duce inclusiv la pierderi financiare dacă nu sunt atenți. Astfel încât
cumva sunt atenționați să folosească energia acestei luni noi cu aplomb și cu sinceritate, dar în același timp să nu își impună părerile, să nu facă pe șefii, ei oricum au în mod nativ calitatea de a impune respectul celorlalți, să nu-l pretindă, pentru că oricum îl au. Pentru ei, piramida aceasta pe semne de foc înseamnă o vitalizare foarte bună, înseamnă chef de viață, chef de muncă, înseamnă să reușească să-și domine cumva latura aceea mult prea realistă și domoală și să treacă la acțiune, pentru că ei în această perioadă nu mai pot fi caracterizați de acea lentoare în acțiune. Toate zodiile, inclusiv cele de pământ, sunt dornice să facă ceva, sunt dornice să se afirme, sunt dornice să-și demonstreze, dacă vreți, măreția, pentru că să nu uităm că leul este un semn nobil, semnul care în astrologia ezoterică este asociat măreției inclusiv spirituale, iar guvernatorul Soarele este asociat lui Iisus Hristos. Deci faptul că noi avem o lună nouă în leu și că avem atâta energie pe această zodie ne îndeamnă oarecum pe toți să folosim această energie nu pentru a ne afirma ego-ul, ci pentru a ne afirma sufletul. Și acesta este valabil ca aspect și pentru tauri, care au de rezolvat probleme, dar o pot face foarte ușor și dacă de obicei au nevoie să acționeze mai mult, de data aceasta o simplă vorbă poate să le deschidă uși care păreau poate închise pentru ei. Nu este o săptămână care să vină fără propuneri pentru tauri, chiar dacă oarecum, neexistând planete în semnul lor, am putea crede că sunt un pic degrevați de anumite presiuni, de o anumită presiune, de o anumită tensiune, dar nu poate fi vorba de așa ceva, deoarece toate aceste aspecte care se întâmplă în semnul leului și care îi dinamizează destul de mult, și Uranus s-a aflat pe ultimele grade în semnul anterior lor, vin cu niște sugestii destul de puternice. În primul rând, Uranus vine cu propunerea de a înțelege contradicțiile celor din jur. El, fiind planeta umanitarismului, pe grad anaretic, în semnul impulsivității și al conflictelor al berbecului, respectiv, pe casa credinței pentru nativi tauri, arată necesitatea de a înțelege sufletele celor din jur, de a se apropia chiar și de contradicțiile celor din jur. Chiar dacă, să spunem, un nativ taur are un prieten, un amic, o amică care are probleme, depășind dorința lor de confort, va lua contact cu problema respectivei persoane și chiar va înțelege să se plieze pe această problemă, să vadă cum poate ajuta. În întâmpinare vin și planetele din semnul leului, care vin și ele cu niște propuneri interesante și chiar cu niște rezolvări pe zona legală. Venus ar da și el puțin de furcă prin această cuadratură cu Neptun, arătând că ei pot avea experiențe de mare complexitate, dar ar trebui să facă un efort să le înțeleagă esența, deslușind această esență dincolo de o perdea sau de un perete care vine peste problemele în sine, adică să vadă mult mai clar lucrurile, să meargă la esența lor. De asemenea, Mercur în Leu pe toată lumea o sfătuiește și pe nativii tauri să fie foarte atenți la comunicarea, care sigur că da, poate avea accente mai confuze sau se poate înțelege altceva decât ceea ce vor să comunice taurii sau pot semna acte care nu ar trebui semnate și așa mai departe. Deci, practic, să fie atenți să nu transmită ceea ce nu trebuie transmis, să fie foarte atenți să comunice corect. Își doresc în continuare să țină anumite lucruri sub control. Saturn arată această dorință de manipulare, de a avea un oarecare control asupra unor situații care le scapă, culmea, de sub control, și cu cât se vor înverșuna mai mult, cu atât destinul o să se pună de-a curmezișul. Cu siguranță s-ar putea ca lucrurile să se întâmple așa cum își doresc nativii tauri, tocmai atunci când nu vor mai pune presiune, sigur că da, pe destin. Devin neliniștiți în legătură cu aceste situații care par a scăpa de sub tutela lor. De asemenea, li se mai cere să vină cu sfaturi foarte prompte
sunt anumite persoane care apelează la ei și sunt un fel de consilier de încredere în perioada imediat următoare, tot grație planetelor din semnul leului, chiar persoane apropiate, persoane din intimitatea lor, din familie, ar putea apela la ei. O situație de care până acum nu s-a ocupat, ar putea apărea ca fiind foarte importantă și ar putea părea că trebuie neapărat să se ocupe de aceasta. Venus pe casa a doua arată acest lucru, este și bine aspectat și de asemenea vor observa o neașteptată profunzime în anumite probleme de suflet. Deci pentru tauri lucrurile sunt destul de clare. Pe de o parte înțeleg cu totul și cu totul altfel natura anumitor probleme care până acum au fost destul de răscolitoare pentru ei. Pe de altă parte se vor înconjura sau prin natura lucrurilor, prin natura situațiilor vor veni către ei oameni care au la rândul lor probleme și nativii taur nu au cum să nu se implice în această zonă. Iar partea de zona financiară, zona pecuniară, le sugerează nativilor taur să cheltuiască motivat, deloc exagerat, să fie cât mai ponderați, să nu insiste. Oricum ei apreciază lucrurile de valoare, dar în această perioadă chiar le este total contraindicat să investească în lucruri care nu au valoare. Și de asemenea să se orienteze către asocieri interesante și de anvergură, să se gândească să ia în calcul chiar și proiecte legate de casa în care locuiesc. Este o zonă care începe să devină o preocupare pentru unii nativi taur. Să mergem mai departe să vedem pentru gemeni ce săptămână urmează, Wanda. Gemenii cu Venus acolo în opoziție cu semnul opus, adică scuzați, Venus în opoziție cu Saturn și Lilith din Săgetător, poate că le-a creat în ultima vreme câteva stări mai confuze, poate i-a făcut să nu mai înțeleagă exact dacă relațiile în care se află sunt cele pe care și le doresc sau nu, dacă vor sau nu să-și asume anumite responsabilități. Și lucrurile acestea sunt pe agenda gemenilor de ceva vreme și vor mai fi, dar Venus vine și cu o capacitate de a se armoniza cu cei din jur și trigonul pe care Venus îl face cu Jupiterul din casa 5-a le poate da gemenilor certitudinea că există și iubire, că există și relații armonioase, că pot să construiască ceva durabil cu partenerii lor, fie că sunt parteneri de viață, fie că sunt parteneri în diferite proiecte. Cu Soarele, Luna și Marte pe casa a treia, gemenii care oricum sunt niște vorbăreți, tind să fie și mai vorbăreți, ba chiar să iasă la iveală actorul din fiecare gemeni, pentru că leul nu reprezintă doar o energie de emoție puternică, ci și o scenă foarte largă pentru ca practic toți nativii să se expună în fața tuturor. Gemenii nu prea știu să fie spectatori de obicei, ei oricum sunt în centrul atenției, vor dori să fie și mai în centrul atenției. De aceea, ca și pe berbeci și pe gemenii, sfătuim să încerce să nu fie foarte stridenți, pentru că de multe ori prea multă atenție înseamnă și oarecare responsabilitate pe care o ai față de propria imagine, în așa fel încât dacă simt nevoia acestor exprimări publice, pot să o facă și în scris, pot să o facă și în alt fel, nu neapărat vorbind mai tare decât alții sau inițiind tot felul de conflicte verbale, care sunt furtuni în paharul cu apă, dar există. Pentru ei este un moment foarte bun pentru a-și pune pe hârtie, de exemplu, planurile pe care le au pentru viitor. Nodul Nord, acesta de pe casa a treia, împreună cu Mercurii, îndeamnă să aibă puțină claritate, pentru că ei de obicei au mai multe direcții pe care vor să meargă. E bine să aleagă o direcție, chiar și Saturn cu Lilith îi îndeamnă la acest lucru, chiar și pe partea de relație. Nu sunt încurajate ambiguitățile, nu sunt încurajate lucrurile duplicitare, ei sunt îndemnați să fie foarte sinceri în primul rând cu ei înșiși, pentru că asta îi va scuti de foarte, foarte multe probleme
prietenile sunt alături, oamenii din jur îi susțin, dar și ei trebuie să îi susțină pe ceilalți cu tot ce pot, pentru că o relație nu poate exista decât dacă există și un schimb reciproc de bunăvoință și răbdare. Altfel, este posibil ca ei în perioada asta să aibă tendința de a se rupe cumva, de a se simți cumva însingurați, dar poate că lucrul acesta îi ajută să-și vadă mai bine scopurile și să nu creadă că este un lucru care durează mult. Este doar o etapă, este ca și cum ai pune un cozonac la dospit, nu este stagnare, ci este evoluție, așa încât pentru ei astrele nu spun decât drum bun și aveți grijă cu cine vă asociați și mai ales de ce. Este și o direcție legată de lecția iertării pentru gemeni. Avem această opoziție Venus-Saturn, care arată că poate exista o oscilare între orgoliu și iubire. În favoarea iubirii, să sperăm, gemenii s-ar putea să fie puși în fața unor persoane care la un moment dat le-au greșit, nu neapărat partenerul de viață, pot fi și persoane din anturajul lor sau rude, colegi, dar persoane, sigur, cu care există o vibrație comună, persoane care la un moment dat au fost apropiate sufletului lor. Este așadar o săptămână în care se cere o iertare, adică gemenii ar trebui să ierte aceste persoane care, într-un fel sau altul, pot să mai apară în anturajul acestora. Deci, între orgoliu și iubirele, sugerăm să aleagă iubirea, să ierte și să fie mai îngăduitori. Acțiuni juste, cărora de asemenea ar trebui să le găsească o explicație imediată. Iată, acest Jupiter în balanță pentru gemeni este foarte relevant. El este și el, ca și Saturn, pe ultima sută de metri, deci anul acesta două planete mari părăsesc semnele și pentru gemeni este foarte importantă această poziție favorabilă a lui Jupiter, atât de justițiar acolo și într-o zodie, însă zodia justiției. Deci ar trebui să vadă dincolo de cuvinte, să găsească relevanța lucrurilor, să aibă acțiuni, spuneam, juste, să vadă adevărul în tot și în toate. De asemenea, se impune și un aspect interesant, acest triunghi despre care vorbeam pe semne de foc, arată faptul că vor primi sugestii foarte importante din partea celor din jur, pentru că pentru ei este vorba despre casa relațiilor și s-ar putea să îi ajute anumite sfaturi, anumite proiecte pe care le rezolvă în comun cu ceilalți, să se fixeze asupra realizărilor. Ei vor avea o grijă chiar sinceră față de cei din jur, pot semna și acte importante, dar ar trebui să evite situațiile care nu le permit să fie ei înșiși. Adică dacă există situații care nu sunt la locul lor sau în care nu se regăsesc sau care nu îi reprezintă cu adevărat, să nu insiste, să nu intre în acele acțiuni sau în acele discuții care efectiv nu îi ajută să fie ei înșiși, după cum spuneam, pentru că așa vor reuși să câștige prestanță în zona respectivă. Deci dacă sunt situații cu adevărat relevante în care sunt reprezentați cu adevărat de acele acțiuni, ei chiar vor câștiga prestanță și notorietate. De asemenea, un alt aspect pragmatic de care trebuie să se ocupe săptămâna următoare este acela de a transforma în acțiuni concrete sau în obiective reale ceea ce înseamnă cea mai mare provocare pentru ei. Deci zona unde poate sunt cei mai încercați, poate au un examen important de susținut, poate au un interviu de susținut, poate este vorba despre un proiect la care lucrează de mult timp și acum trebuie să-l pună în practică. Deci zona unde au fost cei mai provocați poate fi transformată într-un obiectiv real sau măcar să încerce să fie la înălțime în acea zonă. Vor aprecia ceea ce au deja și chiar le sugerăm să facă acest lucru, pentru că Venus-Saturn arată să aprecieze mai mult ceea ce există deja și să nu devină nemulțumiți de ceea ce nu există și să valorifice, spuneam, lucrurile care deja sunt destul de pregnante în viața lor, să devină obișnuiți cu competiția. Uranus-Soare îi invită și pe ei la oarecare competiție, iar această lună nouă în leu îi pune în fața unor alegeri corecte, un semn prieten și îi ajută să fie chiar în postura de războinici, de a-și dori să rezolve cât mai multe probleme care presupun un soi de
acte de curaj. Să mergem mai departe, Vanda, să vedem, racii, cum sunt aspectați zilele următoare? Zodia, prima zodie de apă, zodia racului, va fi și ea energizată de această lună nouă, pentru că se întâmplă totul pe casa a doua, pe casa achizițiilor, pe casa atașamentelor, inclusiv atașamentelor emoționale. Pentru raci va apărea cumva dorința de a-și câștiga stabilitatea, dar nu o stabilitate câștigată pe seama altora, ci o stabilitate câștigată prin efort propriu, prin acțiuni pe care să le întreprindă pentru a-și defini cumva area de confort și pentru a se simți până la urmă stăpâni pe destinul lor. Este un lucru extraordinar de important pentru raci să folosească această energie a lui Marte, a Soarelui și a Lunii pentru a căpăta consistență în tot ceea ce fac și în tot ceea ce gândesc. Și este bine, de exemplu, în această perioadă, racii ar fi putut să aibă stări de, hai să zicem, ușoară debilitate fizică, la modul că pe lună nouă totdeauna ei au mai puțină energie, dar de data aceasta nu, ei sunt efervescenți, ei sunt dornici să facă lucruri la modul concret. Racii îl au pe Mercur la fel pe casa a doua, deci este un moment foarte bun pentru a comunica ceea ce au de gând să facă, inclusiv pentru a cere măriri de salariu sau eventual pentru a cere o mai bună apreciere financiară a eforturilor pe care le fac, pentru că Mercur aici, care este pe casa a doua, îi ajută foarte mult să aibă elocvența de care au nevoie. Să nu uităm că Uranus este pe casa a 10-a la ei și trigonul pe care Mercur îl face cu Uranus chiar îi ajută să facă acest lucru și să aibă un plus de energie pe ceea ce înseamnă carieră, pe ceea ce înseamnă avansare, pe un plus de imagine socială de care au nevoie. La ei, pe casa a șaptea, este Pluton, din nou din le aducem, transformare. Exact, din nou le aducem aminte că